Uite așa să circulăm în Botoșani pe la ora 10. Nu Fidioc, și Urban Serviciu și primăria. Bună treabă au făcut. PSD, PNL, era să mai zic eu cu P. Mulțumim mult, mulțumim. Țineți minte că vreți votul nostru, Acuș. Unde-i primarul ăla de la Urban Serv care era rușine să mai iasă în oraș, îi bat oamenii obrazul pentru gunoaie? Dar acum e rușine sau nu e rușine să iasă? Sau poate nu e în oraș, om? Cine știe pe unde-i dus? Prin Tenerife, Maldive. Vrem și noi o părere de la Urban Serv despre treaba asta. Și de la primăria Botoșan, parcă de primărie ține Urban Serv. Uite, mergem cu 20 la oră și am derapat. O să vină rușii să ne ia. Că tot aia. Vezi că sunt niște gropi aici, sunt ai curată. Așa. Tot ai dat. Tot, tot primăria și urbanul. Da, groapa aia e de 6-7 ani acum. Nu mai înălțat. Ia uite, domne, primăverii. Una dintre arterele principale are orașul. Uite cum arată la ora 10. Parcă e 10 ceasă, da? Da, e asfaltată recent. Da, asfaltată recent de PSD. Nu a trecut nimic pe aici. Nu zic azi noapte pe la 3 să fi trecut, cum era normal, și să meargă într-un noapte, dar măcar pe la 8-9, când a început ăștia programul, ăștia cu program de mamă. Felicitări Urban Serv, primăria Botoșani, Consiliul Județean și care mai sunteți.